nunta cumei trei vulpi. Trăia odată o vulpe roșcată care pe lângă că era frumoasă, mai era și bogată. Dar din păcate, în urma unei tragedii, rămăsese văduvă. Aceasta avea ca slujnică o pisică. Cu mătra vulpe dorea să se căsătorească din nou, dar era foarte pretențioasă la alegerea pretendentului. Odată veni lupul și întrebă pisica: cu mătra vulpe este acasă? Da, în camera ei. Du-te la ea și spune că vreau să o iau de nevastă. Slujnica se duse să-i transmită stăpânei cele spuse de lup, la care stăpâna o întrebă: pantalonii îi sunt roșii și fața ascuțită? Nu, stăpână, nici vorbă, răspunse pisica. Atunci nu mă mărit cu el, du-te și spune-i răspunsul meu. După lup urmă câinele, cerbul, iepurele, ursul și multe alte animale din pădure. Dar nimeni nu era cum își dorea cu mătra vulpe. Până la urmă își încercă norocul și un tânăr vulpoi. Pantalonii sunt roșii și fața ascuțită? Își întrebă văduva slujnica. Da! Acesta are pantalonii roșii și fața ascuțită, răspunse pisica. Merg să-l văd pentru a mă convinge dacă este așa, spuse vulpea. Intrând în salon, dădu cu ochii de pretendentul la mâna ei și spuse: foarte bine, atunci ne putem pregăti de nuntă. Pisica merse în bucătărie și pregăti din o făină și unt, multe gogoși dulci. Celelalte animale ale păturii, deși au fost invitate, nu au venit la petrecere, dar cu mătra vulpe, tânărul vulpoi și pisica s-au înfruptat până nu au mai putut din bunătățile ospățului.